În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, prăznuim împreună duminica a șaptea după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, și în această puțină Evanghelie care s-a citit, deslușim înțelesuri de taină ale Sfintelor Scripturi și mesaje pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni le transmite fiecăruia dintre noi. Doi orbi și un mut îndrăcit, spune Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, a tămăduit Domnul nostru Iisus Hristos, arătând prin aceasta iubirea sa fără margini față de oameni. Din aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi se desprind patru mari învățături pe care vreau să vi le pun la suflet în cuvântul care urmează. În primul rând, Evanghelia aceasta ne arată cât de importantă este credința în Dumnezeu. Ne arată câte credință au avut acești doi orbi care s-au ținut după Mântuitorul în Capernaum, acolo unde a tămăduit mulți bolnavi și unde a săvârșit nenumărate minuni, căci această Sfântă Evanghelie este în același capitol în care ne relatează Evanghelistul când Domnul a vindecat pe femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, când a înviat pe fiica lui Iair și când a tămăduit pe slujitorul sutașului, care atâta smerenie a avut încât a zis: Doamne, nu sunt vrenic să intri sub acoperișul meu, zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Toate aceste sfinte evanghelii sunt mesaje transmise de Mântuitorul pentru noi, ca să ne învețe credința în Dumnezeu și că orice minune se săvârșește la rugăciune noastră. Și primul adevăr pe care îl relatează Sfânta Evanghelie de astăzi este că Dumnezeu ascultă rugăciunea fiecărui suflet chinuit și amărât. Și în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, prăznuim împreună duminica a șaptea după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, și în această puțină Evanghelie care s-a citit, deslușim înțelesuri de taină ale Sfintelor Scripturi și mesaje pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni le transmite fiecăruia dintre noi. Doi orbi și un mut îndrăcit, spune Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, a tămăduit Domnul nostru Iisus Hristos, arătând prin aceasta iubirea sa fără margini față de oameni. Din aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi se desprind patru mari învățături pe care vreau să vi le pun la suflet în cuvântul care urmează. În primul rând, Evanghelia aceasta ne arată cât de importantă este credința în Dumnezeu. Ne arată câte credință au avut acești doi orbi care s-au ținut după Mântuitorul în Capernaum, acolo unde a tămăduit mulți bolnavi și unde a săvârșit nenumărate minuni, căci această Sfântă Evanghelie este în același capitol în care ne relatează Evanghelistul când Domnul a vindecat pe femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, când a înviat pe fiica lui Iair și când a tămăduit pe slujitorul sutașului, care atâta smerenie a avut încât a zis: Doamne, nu sunt vrenic să intri sub acoperișul meu, zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu. Toate aceste sfinte evanghelii sunt mesaje transmise de Mântuitorul pentru noi, ca să ne învețe credința în Dumnezeu și că orice minune se săvârșește la rugăciune noastră. Și primul adevăr pe care îl relatează Sfânta Evanghelie de astăzi este că Dumnezeu ascultă rugăciunea fiecărui suflet chinuit și amărât,
și o împlinește dacă ea este făcută cu credință. În al doilea rând ne arată cât de important este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte face El pentru noi, să fim mulțumitori. Apoi ne arată cât de importantă este rugăciunea bisericii și cât de important este ca rugăciunea să o subliniem cu milostenia pe care o facem și care milostenia ajunge până la tronul lui Dumnezeu. Deci, ca să înțelegeți, acești doi orbi s-au ținut după Mântuitorul pentru că voiau să vadă. Din Evanghelie înțelegem că ei nici măcar nu aveau ochii deschiși și s-au ținut și strigau mărturisindu-i Dumnezeirea și apartenența lui la neamul davidic. Iisuse Hristoase, Fiul lui David, fie-ți milă de noi. Credeți că pot să fac aceasta? Credem, Doamne! Și s-a atins de ochii lor și ochii lor s-au deschis, spune evanghelistul. Iar Mântuitorul a dat o poruncă. Mergeți și nu spuneți nimănui ce vi s-a întâmplat. Dar ei n-au ascultat această poruncă. De ce a zis Domnul porunca aceasta? Pentru le-a dat această poruncă pentru ca să ascundă facerea de bine și să ne învețe pe noi că atunci când faci un bine, să faci în așa fel încât să știe numai Dumnezeu binele pe care l-ai făcut. Să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ne învață Mântuitorul în predica de pe munte. Iar el le-a poruncit tocmai ca să nu pună în evidență faptul că el a săvârșit această minune, că toți se minunau de toate câte le făcea Mântuitorul Iisus Hristos. Și ne spune Sfânta Evanghelie că stăruia cu timp și fără timp prin toate satele și prin toate sinagogile, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Iar aceștia toți au avut privilegiu ca să asculte această învățătură, iar minunile nu făceau altceva decât să sublinieze forța sa dumnezeiască și puterea sa de Fiul al lui Dumnezeu. Ei bine, acești orbi n-au ascultat de Mântuitorul. Cum și-au văzut ochii deschiși, s-au dus și prin toate părțile a vestit pe Fiul lui Dumnezeu. Au simțit nevoia să fie recunoscători, să fie mulțumitori. Ei bine, este o strânsă legătură în ceea ce a făcut orbii aceștia și care au primit vederea de la Dumnezeu și ceea ce facem noi astăzi. Pentru că și noi primim de la Dumnezeu multe minuni pe care le face cu fiecare din noi, cu noi și cu copiii noștri. Și cu toate acestea niciodată nu suntem gata să propovăduim cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Ar trebui să nu înceteze niciodată această aducere a minte către fiii noștri, către neamul nostru, cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Și noi nu numai că nu mulțumim, nu suntem recunoscători, dar nici măcar nu pomenim nimic despre învățătura și despre împărăția lui Dumnezeu. Suntem, dacă vreți, nu numai orbi, ca să vedem cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Suntem surzi și muți îndrăciți ca cel din Evanghelie, pentru că niciodată nu grăim despre Dumnezeu și niciodată nu ne aducem aminte ce datorie misionară avem fiecare dintre noi. Nu este de ajuns să crezi, să crezi până la puterea minunii și să fii misionar, nu să fii un creștin demisionar. Adică, cum au făcut orbii aceștia, s-au dus și peste tot au propovăduit ce bine și ce minune a făcut Dumnezeu cu ei. A venit să îi mulțumească lui Dumnezeu, făcând misiune pentru el. Iar el mergea mai departe, propovăduind împărăția lui Dumnezeu, făcând multe minuni și trudind cu timp și fără timp, fără să se lenevească, prin toate satele care erau în jurul lacului Tiberiada, peste tot a vestit cuvântul lui Dumnezeu, căci erau mulți îndrăciți în vremea aceea, mulți bolnavi, iar când omul simte pe Dumnezeu,
se țineau după Mântuitorul ziua și noaptea, iar lor, lui era milă de ei, pentru că a făcut minuni față de ei, când ei nu aveau ce să mănânce, le-a dat pâine, cum o să ne spună Sfânta Evanghelie din duminica următoare. Iubiți credincioși, vedeți cât de important este să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, dar mai ales cât de important este credința în Dumnezeu. O credință autentică, o credință lucrătoare, mărturisitoare. A venit vremea ca fiecare să dăm mărturie despre credința noastră în societatea în care trăim. Pentru că foarte mulți s-au îndepărtat și mulți tineri nu mai știu nimic, iar distracțiile lor sunt sterile, fără bucurii care să le marcheze existența. Sunt și ascultă o muzică, zgomote, fel de fel de gesturi, și ca să completeze lipsa aceasta de comuniune cu Dumnezeu, se duc și se droghează și nu mai știu nimic din tot ceea ce este real în lumea aceasta și nu mai simt nimic din lucrarea lui Dumnezeu. Dar Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne arată că biserica, fiind următoare fidelă a învățăturii lui Hristos, și ea face rugăciuni multe pentru bolnavi. Iar mai presus de toate, taina Sfântului Maslu, taină care nu numai că acoperă mulțime de păcate, dar prin ea primim tămăduire de neputințele care pun stăpânire pe noi, tămăduind sufletele și trupurile noastre și căutând să, prin ungerea aceasta cu Sfântul Mir de la Sfântul Maslu, să ne tămăduim de neputințele care ne cuprind și de slăbiciunile care ne țin legați de patimile grele pe care au pus stăpânire pe noi. De aceea, în partea a doua a Evangheliei, a tămăduit, spune evanghelistul, un mut îndrăcit. Nici n-a mai așteptat de la nimeni cuvânt și nici măcar nu l-a mai întrebat de credință, pentru că demonul pusese stăpânire pe el și el nu mai era stăpân pe mintea lui, pe viața lui, pe vorba lui. Și atunci când l-a văzut pe acest mut îndrăcit, poporul a spus: niciodată nu s-a întâmplat în neamul nostru atâtea minuni ca orbii să vadă și muții să grăiască și îndrăciții să se tămăduiască. Toți își puneau întrebare: cine este? Simțeau forța lui și simțeau că este Fiul lui Dumnezeu. Le-o spusese deschis. Și datorită invidiei, cărturarii și farisei căutau să ne socotească activitatea făcută de Mântuitorul Iisus Hristos și să transfere această dragoste, spunând despre el căci cu demonul demnilor face aceste minuni. Dar Domnul Iisus Hristos nu i-a luat în seamă. Altă dată le-a și răspuns când l-a întrebat: cu ce putere faci tu aceasta? Am să vă spun o întrebare. Ioan de la cine a fost? A fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei n-au putut să răspundă, că dacă spunea că a fost de la oameni, le sărea oamenii în cap, că oamenii știau că Ioan nu era altă care să fie avut harisma prorociei ca Ioan. Și dacă spunea că de la Dumnezeu, le zicea atunci de ce n-a crezut în el. Și atunci ei au zis: nu știm. Ei, nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta. Ce judecată dumnezeiască, încât le-a închis gura și el mergea și propovăduia împărăția lui Dumnezeu cu putere. Spune Sfânta Evanghelie că tămăduia mulți îndrăciți, mulți bolnavi și vindeca orice boală și orice neputință în popor. Toate acestea arată activitatea deplină pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o acolo în ținutul Mării Galilei, unde a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Cât despre împărăția lui Dumnezeu, mulți dintre noi nici măcar nu punem o întrebare: cum ar arăta?
Sunt multe dialoguri pe care le avem cu oamenii și se interesează de multe lucruri din viața bisericii, dar niciodată despre împărăția lui Dumnezeu, că ea se ia cu a nevoie și numai cei care se silesc ca dumneavoastră intră în împărăția lui Dumnezeu. Că trebuie să slujești cu timp și fără timp, să treci peste toate încercările, peste toate neputințele și să faci mult bine, cu multe acte de binefacere. Căci al patrulea înțeles pe care ne-l dă Sfânta Evanghelie de astăzi este că Domnului a fost milă de popor. Altădată spunea că a fost milă de popor, că umbla ca turma fără păstor. Iar altădată, când femeia din Samaria, de la fântâna lui Iacob, a adus pe toți locuitorii și harului, spunea: rugați-vă să dea Dumnezeu secerători buni, căci este vremea secerișului. Iar oamenii veniseră îmbrăcați în alb, așa frumos cum sunteți dumneavoastră, și el, când a văzut, cu admirație a privit pe toți. Deci ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi ca să fim și noi milostivi. Adică să nu uităm că orice credință se vede din faptele noastre. Când omul este bolnav, este bine să te rogi pentru el și este bine să-i dai și daruri. Așa te afirmi după chipul lui Dumnezeu. Este bine să îl ajuți atunci când nu mai poate, să te rogi pentru el. Și când nu mai poate să facă lucrul acesta, tu să-i faci vizita acasă ca să-l aduci și pe el la demnitatea și măreția cu care Dumnezeu te-a învrednicit pe tine. De aceea, să știți, această Sfântă Evanghelie ne arată ca să fim buni, să fim milostivi, după cum Hristos ne-a spus: fiți milostivi, precum și Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Cum ne spunea Sfântul Apostol Pavel, în apostol care s-a citit astăzi: să purtăm slăbiciunile unii altora și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare să căutăm să facem ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Căci și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ne spunea Sfântul Apostol Pavel, ci ocările celor au căzut asupra mea, spune Mântuitorul. Și câte ocări, de câte ocări n-a avut el parte. Și pe toate acestea le-a suportat pentru că el avea o misiune de purtat. El trebuia să răscumpere neamul omenesc și a făcut-o. Și noi trebuie să fim următori lui, după cum el s-a comportat, și noi așa să ne comportăm. Să fim buni, să fim oameni credincioși, adevărați, cu viață curată și sfântă. Să fim milostivi, să fim oameni ai rugăciunii, ai credinței autentice. Și știm că în viața noastră nimic nu este mai important înaintea lui Dumnezeu decât viața curată și credința autentică. Pentru aceasta Dumnezeu a făgăduit că va da fiecăruia, celui care a iubit învățătura și împărăția sa, le va da cununa cea neveștejită a măririi, pe care Dumnezeu, spune Sfântul Pavel, o va da tuturor celor care au iubit în lume arătarea sa. Amin.